Iubiți oamenii lui Dumnezeu, sunt pastorul Andrei Bălulescu și vă invit să ascultați acest ciclu de studii din cartea Galateni, susținut în Biserica Română Pentecostală din Kitchener. În acest studiu vom învăța despre lucrarea mântuitoare a jertfei Domnului Isus Hristos, vom învăța despre legământul făcut cu Avram și seminței lui, care precede legea dată la Sinai, vom învăța scopul legii mozaice pentru omul nemântuit, vom învăța despre puterea Duhului Sfânt în viața credinciosului și conduita celui care este născut din nou plin de puterea Duhului Sfânt și diferența dintre libertate în Hristos și libertinism. Vă invităm cu respect să ascultați cuvântul Domnului. Preamărit să fie Domnul Isus. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, mesajul care ne stă în față este unul extrem de bogat, de complex și deosebit și poate unul pivotal pentru viața de mântuire și înțelegerea lucrării de mântuire în echilibru cu conduita de viață. Prea complex încât nu știu dacă sunt eu capabil să-l aduc așa cum trebuie, mă rog ca Dumnezeu în schimb să mă ajute. Aș vrea să vă dau o ilustrație foarte pragmatică. Se spunea așa o pildă inventată că a murit un păstor și ajungând la poarta raiului, un înger îl oprește acolo și îi spune astfel: ca să intri în rai ai nevoie de 1000 de puncte. La care păstorul se gândește, fiind păstor, mă gândesc că punctajul îl fac destul de ușor. Zicea el, în primul rând sunt păstor. Îngerul îi spune, bravo, ai un punct. Se uită dumnealui, dacă un punct, pentru că sunt păstor, nu știu cum le fac pe celelalte. Păi eu am predicat Evanghelia, am alergat dintr-o parte în alta. Bravo, mai ai un punct, îți 2 puncte, până la 1000 mai ai. Mai stă el un pic, se gândește, păi am dat bani la săraci, am vizitat văduvele, am căutat să fac bine la alții, l-am predicat pe Iisus. Bravo, mai ai un punct, ai 3 puncte. La care la un moment dat oftează și spune, păi Doamne, aici se intră numai prin harul Tău. Ce acum ai înțeles bine, ai 997 de puncte. Mă sigur, este o pildă inventată și nu ne intrăm în detaliile pildei, dar ilustrează foarte pragmatic mentalitatea noastră. Noi gândim că sunt lucruri care noi le facem, care au valoare în ochii lui Dumnezeu și care pe Dumnezeu îl forțează să fie dator față de noi. Și prin urmare, mântuirea noastră pusă în balanță se va datora faptului că noi am făcut ce trebuie. De aceea unii vor ajunge în rai și alții nu vor ajunge în rai. Și aici este pericolul astfel de mentalități, întruncât toată viața vom trăi o bazată pe performanța noastră, oscilând între o mândrie ori că am făcut, ori o mândrie că n-am făcut. Și veți spune cum să ai mândrie când n-ai făcut, vom explica un pic mai târziu lucrul acesta. Toată viața va fi o viață care va fi încorsetată bazat pe unele principii care ne vor pune ori într-o stare de spaimă, de frică și de nemulțumire, de neîmplinire și lipsă de bucurie în ochii lui Dumnezeu, sau o viață în care cu aroganță privim la cei din jur spunând că noi de altfel ne-am asigurat intrarea în rai prin ceea ce am făcut noi. Realitatea este, dragii mei, că mântuirea se bazează în exclusivitate pe harul lui Dumnezeu. Cineva va spune, da, după ce a venit Domnul Isus Hristos. Și tocmai aici vine lupta în mintea noastră. Ce ne facem cu cealaltă jumătate de Biblie? Ce ne facem cu Vechiul Testament, cu Vechiul Legământ? Ce ne facem cu legea de la Sinai, cu rânduielile? Ce ne facem cu acelea? Am vrea să gândim că Dumnezeu a avut un plan original de mântuire, a eșuat, iar mai apoi a venit cu al doilea plan de mântuire și prin Hristos, prin credință, a mers mai bine decât cu planul original care era prin fapte, prin lege, prin ritualuri, prin jertfe. Și sigur, o astfel de gândire trece complet pe lângă înțelegerea totală a doctrinei mântuirii ancorată în Sfintele Scripturi. Planul mântuirii din eternitate a fost făcut de Dumnezeu să fie ancorat în har prin credința în Domnul Isus Hristos. Acest plan, dragii mei, precede facerea lumii și de la începutul omenirii era acesta singurul și unicul plan de mântuire. Și în această seară am vrea să observăm din al doilea argument al apostolului Pavel cum se înțelege aceasta și cum se raportează aceasta la viața noastră practică trăită înaintea lui Dumnezeu, planul mântuirii de la început. Așa a arătat planul mântuirii de la început. Am observat că după ce apostolul Pavel își prezintă pledoaria ca și apostol, de argumentele apostoliei sale, are o confruntare cu apostolul Petru și în ultima parte a capitolului 2 creionează câteva expresii care deja duc înspre lecția complexă de teologie care va urma. Ancora stă în versetul 21 din capitolul 2. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Dacă invocăm că noi trebuie să facem ceva, să fim considerați neprihăniți, atunci Hristos degeaba a mai murit. N-avea rost să mai moară. Și Pavel spune, întreaga noastră neprihănire, în totalitate, vine doar din jertfa Domnului Isus Hristos. Și ca să argumenteze această poziție, în capitolul 3 și 4, Pavel ne dă 6 argumente solide. Primul argument, l-am văzut ultima dată, este argumentul experimental. Noi deja am experimentat lucrarea Duhului Sfânt. Și spune apostolul Pavel, voi galatenilor ați fost botezați cu Duhul Sfânt, ați văzut harul lucrării Duhului Sfânt. Se pune o întrebare, a venit Duhul Sfânt că ați fost voi buni sau că bun a fost Dumnezeu care l-a trimis peste voi? Evident că Duhul Sfânt nu-i bazat pe meritele noastre, îi dar lui Dumnezeu, ancorat în jertfa lui Hristos, am primit Duhul Sfânt că Dumnezeu a fost bun, lăudat să fie numele. Deci, a spune că neprihănirea noastră vine prin practica noastră, care îl obligă pe Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt, e fals. Deci un prim argument de Pavel, prin experiență. Dar sigur, toate experiențele noastre trebuie să fie în final ancorate în Sfânta Scriptură, că mulți au felurite experiențe. Și al doilea argument al apostolului Pavel, care cuprinde lecția din această seară și cea din joia următoare, este argumentul scriptural. Vor mai urma încă 4 argumente, dar ne oprim în această seară la prima parte din argumentul scriptural. Dacă în primele 5 versete, în argumentul experimental, experiențial, apostolul Pavel pune 6 întrebări, urmăriți-le, de la 1 la 5 sunt 6 întrebări. În această a doua parte de argument scriptural, de la versetul 6 până la versetul 14, apostolul Pavel dă 6 argumente vechi testamentare. Citează din Vechiul Testament de 6 ori și ia aceste argumente să-și clădească argumentul spunând, noi am fost mântuiți prin har și harul a fost de fapt platforma mântuirii tocmai de la început. Haideți, în prima parte a acestui mesaj, să observăm care sunt argumentele. Tot așa, versetul 6, și acum citează, Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Tot așa, nu invocă expresia că Avram avea Duhul Sfânt. Nu implică ideea aceasta. Există o legătură care unii o fac și spun, păi înseamnă că și Avram avea Duhul Sfânt ca și noi. Nu putem face această referință, întrucât Duhul Sfânt, cum îl avem noi, cum l-au primit galatenii, a venit doar în urma jertfei Domnului Hristos. Ce vrea să spună apostolul Pavel aici este, dacă mai devreme am argumentat că Duhul Sfânt a venit strict prin mântuirea dată de Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, fără merită nimănuia, tot astfel, o altă paradigma harului este că Avram a fost socotit neprihănit prin credință. Și aici apostolul Pavel citează mot-a-mot din lege. Nu uitați că 2 factori erau importanți pentru iudaizatori. 1. Legea propriu-zisă, care ne spunea că trebuie să facem anumite lucruri, și 2. Legătura cu Avram. De fapt, argumentul circumciziei venea de la Avram. Noi suntem descendenții lui Avram și, prin urmare, dacă vrem să rămânem fiii făgăduinței a lui Avram, va trebui să ne tăiem împrejur. Așa argumentau ei. Și ca apostolul Pavel să le demonteze argumentația, citează tocmai din lege și îl citează tocmai pe Avram. Și ia cele 2 pilioane ale lor și le demontează complet. Apostolul Pavel argumentează aici, citând din Geneza 15 cu versetul 6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Veți găsi de mai multe ori în Sfânta Scriptură sintagma socotit. aici în Vechiul Testament, în limbajul ebraic este același cuvânt care apare și în Noul Testament, aceeași nuanță, Avram a fost socotit neprihănit. Romani, capitolul 4, ne spune că această credință lui Avram i s-a socotit drept neprihănire. Sintagma socotit înseamnă a pune în contul unei persoane. A lua ceva și a pune în contul unei persoane. Și ce vrea să spun aici apostolul Pavel, prin argumentația dată, este că Avram n-a făcut fapte demne de a intra în rai. Avram n-a fost un om drept moral. Avram n-a umblat într-o neprihănire totală, ci Avram a fost socotit, i s-a dat credit ca să fie considerat neprihănit. Nu că a fost, dacă vreți, direct neprihănit, ci el a fost creditat ca fiind neprihănit. Aș vrea să citesc din Romani, capitolul 4, anume versetul 11. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Nu uitați, Avram n-a făcut nimic să fie socotit neprihănit afară de faptul că l-a crezut pe Dumnezeu. Nici măcar nu putem invoca faptul că Avram l-a adus pe Isaac ca jertfă și de aceea el a crezut prin fapte și Dumnezeu l-a socotit neprihănit. Pentru că mai târziu vine testul cu Isaac. Deci aici, în capitolul 15, n-ar de-a face cu o faptă. Ba încă nici măcar tăierea împrejur nu se făcuse. Deci nu putem spune că el a acționat în baza unei credințe, a dovedit lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se satisfacă zicând, da mă, ăsta crede și l-a socotit neprihănit. Avram pur și simplu a crezut. Ce a crezut de fapt Avram? Ce a crezut Avram de fapt era promisiunea lui Dumnezeu. Veți citi mai devreme în Geneza 15 că Dumnezeu îi spune după războiul cu sodomiții, Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și el spune, Doamne, ce ai să-mi dai? Eu n-am moștenitor. Și Avram spune, eu am un rob, Eliezer, este în casa mea, probabil că el va fi moștenitorul meu. Și Dumnezeu îi spune, Avrame, tu vei avea un fiu și vei fi un neam mare. Este promisiunea făcută ție. La care Avram spune, cred, Doamne. Și atunci spune Biblia, Avram a crezut pe Dumnezeu această promisiune și această credință a fost îndeajuns ca Dumnezeu să-l socotească pe el drept neprihănit. Și aici ne reîntoarcem la sintagma neprihănit. Trebuie făcut o distinție între neprihănirea transformațională și neprihănirea declarativă. Dumnezeu pe Avram îl declară drept neprihănit, nu-l transformă în neprihănit. După această situație când este declarat neprihănit, Avram încă face prostii, încă greșește profund și cu toate acestea Dumnezeu nu ia neprihănirea, el rămâne neprihănit pentru că Dumnezeu l-a socotit neprihănit. Bun, ce vrea să spună toată socoteala aceasta? Practic înseamnă aceasta este că Dumnezeu, în contul lui Avram, îi ia toate păcatele care au fost făcute în viața lui. Le ia din contul său și în contul lui Avram îi pune, dacă vreți, o doză a neprihănirii de la Dumnezeu. Și în momentul acesta Avram este considerat ca unul care niciodată în viața lui n-a făcut un păcat. Cu toate că a făcut păcate, Dumnezeu îl consideră neprihănit ca unul care n-a păcătuit niciodată. Dar atunci cum se face așa ceva? Pentru că spune în Psalmul 32 cu versetul 2, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Dumnezeu nelegiuirea, adică căruia nu-i se contabilizează păcatul. Asta e mare lucru, să fi făcut un păcat și Dumnezeu să spună n-a păcătuit. Dar Dumnezeu nu poate numi pe cel rău drept bun. Aici este o problemă. Și atunci, cum l-a socotit Dumnezeu pe Avram drept neprihănit? Răspunsul vine în cartea 2 Corinteni, în capitolul 5, unde apostolul Pavel ne explică ce s-a întâmplat de fapt în lucrarea mântuirii. Hai să luăm la versetul 19, ba de la versetul 18. Și toate lucrurile acestea, lucrurile noi, făptura nouă, înnoirea noastră, sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat nouă, evanghelistic, slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea aceasta. Acum vine un argument al lui Pavel. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna, prin noi vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce? Și acum, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Hristos. Și acum observați ce se întâmplă, dragii mei, la cruce. La cruce, Dumnezeu a luat păcatele mele, păcatele lui Avram, le-a ridicat din contul meu, dacă vreți, bancar, proverbial vorbind, și le-a pus în contul Domnului Hristos, ca El să fie vinovat de păcatele mele. Și drept urmare, Hristos a murit ca vinovat în ochii lui Dumnezeu de păcatele omenirii. Doar că Hristos era nevinovat. Și fiind nevinovat, a fost singurul în stare să plătească de drept păcatele noastre. Fiind Dumnezeu din Dumnezeu, plata lui a fost îndeajuns. Dar în același timp se face un schimb bancar. Din contul lui Hristos, neprihănirea lui Hristos, toată sfințenia lui este luată și mi este dată mie. Și eu sunt considerat drept neprihănit ca Hristos în ochii lui Dumnezeu. Măcar că transformațional n-am făcut absolut nimic demn de neprihănire. Este o lucrare făcută absolut în baza harului lui Dumnezeu. Cel mai bine se observă din contul Vechiului Testament. De exemplu, noi avem credit cards, vize, care le folosim. În momentul când tragi un credit card sau ai dat un tap la un magazin, ție ți-a intrat pe credit datoria. Dar vă întreb, în ziua aceea ai plătit de drept datoria sau nu? Cum lucrează sistemul bancar? Tu l-ai plătit la magazin, dar de fapt tu nu l-ai plătit încă. El există într-un spațiu numit datorie, într-un spațiu bancar numit datorie. El încă nu s-a efectuat. Plata reală se plătește la 28 de zile mai târziu, când îți vine statementul de la bancă. Și atunci banca spune, noi înregistrăm o datorie de $1000 din partea ta. Te rugăm, plătește-ți datoria. Doar atunci îți plătești datoria după ce îți vine statementul bancar. În toată perioada aia, tu ești liber. Tu, de fapt, ai cumpărat, ai luat pe datorie, dar n-ai plătit. Se va plăti datoria. Avram a fost considerat drept neprihănit ca unul care n-a păcătuit niciodată. Dumnezeu l-a văzut absolut curat, măcar că Avram nu era curat. Și aici ar fi o nedreptate. Dar Dumnezeu a spus, îi dau neprihănire pe credit. Și statementul bancar va veni 2000 de ani mai târziu, când Hristos va muri pe cruce și plata pentru Avram o va plăti Iisus Hristos. Ăsta este harul, mărit să fie numele Domnului. Așa au fost mântuiți toți sfinții Vechiului Testament. Deja am demontat ideea că în Vechiul Testament erau mântuiți prin lege și noi acum suntem mântuiți prin har. Nici pe departe. Sfinții Vechiului Testament, în egală măsură cu noi, au fost mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ei se uitau către jertfa lui Hristos, chiar dacă n-au înțeles-o, și noi ne uităm înapoi la jertfa lui Hristos, chiar dacă nu înțelegem în totalitate. Factorul decisiv este credința în lucrarea care Dumnezeu a făcut-o pentru mântuirea noastră. Pe credit s-a plătit mântuirea și creditul a fost plătit de plin în Hristos când a zis s-a plătit pe deplin. În momentul când a zis s-a isprăvit, de fapt sintagma înseamnă s-a plătit pe deplin. Aia e expresia grecească. În momentul acela, statementul bancar care a fost, va veni și încă va fi, a fost plătit de drept în Domnul Hristos. În baza acelei plăți efectuate, Dumnezeu ca un judecător drept mă poate considera pe mine sfânt, neprihănit, cu toate bubele și greșelile mele, pentru că pentru acele fapte a plătit deja de drept Hristos. Și eu sunt eliberat, absolvit ca mântuit al Său. Ăsta este harul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Când vom înțelege corect acest concept, vreau să vă spun că întreaga noastră viață se va schimba pe deplin. Acum, de unde știm noi că Avram a crezut? Noi spunem că noi evaluăm credința pe baza unor factori externi, prin ceea ce face omul, prin ascultare, prin dedicare, prin jertfire, atunci omul a crezut. Realitatea este că nimeni nu poate testa credința autentică, autenticitatea unei credințe, afară de Dumnezeu care cunoaște inimile. Apostolul Petru spunea în casa lui Corneliu, și Dumnezeu care cunoaște inimile le-a dat și lor Duhul Sfânt. De ce? Pentru că i-a curățit prin Hristos, le-a văzut credința din inimă. Noi nu putem vedea. De aceea noi privim doar în aspectul exterior, în ceea ce face o persoană și în baza trăirii spunem, eu cred că el crede. Dar realitatea este că acea credință autentică numai Dumnezeu o poate evalua. De aceea este un risc foarte mare să intrăm noi la judecată spunând, ăsta nu-i creștin, ăsta nu poate fi credincios. Eu n-am dreptul, că ce în inima lui numai Dumnezeu vede. El s-ar putea să fie imatur, s-ar putea să nu fie atins cota înălțimii credinței. El încă este pipernicit și de aceea nu demonstrează o credință reală. Dar credința aceea, esența, nuanța din inimă, aia numai Dumnezeu o vede. De aceea, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că aici se implică lucrarea lui Dumnezeu. În inimă, Avram a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Observați, credința aceasta n-a fost meritorie, adică nu a însemnat că a meritat acum ceva în schimb. Nu pentru că Avram a făcut ceva, Dumnezeu l-a considerat neprihănit, ci simplu în baza faptului că el a crezut. Promisiunea aceea că nu cel firesc va moșteni, ci cel duhovnicesc. Nu ce se vede, ci ceea ce nu se vede. Această promisiune absolută, Avram a crezut-o. Și aceea credință a fost îndeajuns ca Dumnezeu să-l declare drept neprihănit. Adică ca unul care n-a păcătuit niciodată, care are voie și drept să intre în raiul lui Dumnezeu. Asta face credința în Dumnezeu. Aici diferențiem între credință și credincioșie. Pentru că noi vom spune, dragii mei, sigur, Avram a fost credincios lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a mântuit, nici pe departe. Dumnezeu l-a mântuit pentru că a crezut, nu pentru că a fost credincios. Credincioșia izvorăște din credință, dar nu locuiește credința. Avram nu a fost socotit neprihănit pentru că a făcut, că a fost credincios, ci simplu pentru că a crezut. Versetul 6 spune, tot așa Avram a crezut pe Dumnezeu. Și credința aceasta, nu credincioșia. În Biblie există terminologie credincioșie, ascultare, devotare, devotament, nu alea. Credința aceasta simplă în Dumnezeu i-a fost socotită, creditată ca neprihănire. Așadar, aici vine un argument extrem de important împotriva legalismului. Din punct de vedere scriptural, dragii mei, mântuirea vine strict pe baza credinței în Hristos. Nu pe baza ce fac eu, nu că mă îmbrac într-un fel anume, mănânc într-un fel anume, mă comport într-un fel anume, nu că nu înjur, nu beau, nu de asta sunt mântuit. Sunt mântuit doar dacă cred de plin în Hristos. Observați versetul 7. Înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Oameni buni, dacă pe Avram Dumnezeu l-a considerat drept, doar pentru că l-a crezut pe el, nu că a făcut ceva, atunci, ca și pe Avram, pe noi Dumnezeu ne consideră drepți, nu că facem ceva, nu că suntem pentecostali, ci pentru că am crezut în Isus Hristos Domnul. De aceea, nu de altceva. În mintea dumneavoastră sună parcă ceva nu bate bine. Cum adică numai crezi și ești mântuit? Nu, nu se poate numai atâta. De aceea vă spun că acest mesaj este imperativ pentru noi. În încheiere îmi veți da dreptate totală, nu mie, Scripturii, și veți vedea că exact așa este, dragii mei. Credința aceasta în Dumnezeu este platforma mântuirii absolute, fără de care nu poți fi mântuit. Dacă ai crezut în El, în promisiunea Lui, atunci vei fi mântuit. Fiii lui Avram, descendenți spirituali, sunt cei care cred exact ca și Avram. De aceea neprihănit înseamnă a crede în Hristos. Am putea compune aici, credința duce la credincioșie, iar nu credincioșia naște credința. Avram, sigur, pentru că a crezut, a fost și credincios. Dar nu a fost credincios și, prin urmare, a ajuns la credință. Credincioșia urmează credința. Și aici, dragii mei, aș vrea să fac un aviz pentru noi. Nu poți crede, nu poți fi mântuit înainte de a fi mântuit. E foarte simplu. Ori ești mântuit, ori nu ești mântuit. Adică, noi avem un pericol foarte mare. Noi încercăm să încreștinăm oamenii. încercăm să-i forțăm să devină creștini, după care tot noi ne frustrăm că nu trăiesc ca și creștini. Vă dau un exemplu. Copiii noștri sunt cel mai bun exemplu. Îi creștem în casa noastră, îi învățăm moralitatea, îi învățăm conduita corectă și le spunem: măi, îmbrăcați-vă cuvincios, nu-i voie să înjurați, nu vă uitați la lucruri murdare, fetelor, purtați batic, băieților, îmbrăcați-vă corect, tundeți-vă părul. Toate astea sunt regulamente care noi le-am văzut în Scriptură. Și le spunem: faceți-le să fie bine de voi, ca să fiți copii ai lui Dumnezeu. Noi îi forțăm într-un context de supunere forțată, nu de bunăvoie, că n-au de ales. Și noi încercăm să fie pocăiți înainte să fie pocăiți. Și aici e frustrarea. Uite că ne ascultă, uite că nu se îmbracă cuvincios, uite că nu fac ce trebuie, vai de capul lor, mă, dar nu e asta pocăința. Problema este că noi am pus, cum se zice proverbial, căruța înaintea calului. Dacă vrei să facă alea, au nevoie să fie mântuiți ca să le facă. Nu vor ajunge la mântuire făcându-le. De aceea credința precede credincioșia. În momentul în care ei au crezut în Isus Hristos, ceva se va întâmpla. De aceea nuanța a crede în Hristos, de fapt, înseamnă ceva și vom vedea mai târziu. Noi încercăm să înlănțuim firea pământească, îi punem lanțuri, o ținem legată. Problema e că firea e sălbatică. Și firea e și puternică. Și pe firea asta, noții cu lanțuri, nu contează cât îi le pui. Nu contează cât de strâns îi legi baticul unei femei. Aia nu mântuie, aia nu o ține pocăită. Pocăința vine în momentul când apare Domnul Hristos și schimbă viața persoanei din cauza credinței în Dumnezeu. Aici apare toată lucrarea mântuirii. Răbdați-mă un picuț că veți înțelege îndată de ce zic aceste lucruri. Acum observați în versetul 8 spune Apostolul Pavel: Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Adică, dragii mei, acesta este planul mântuirii din eternitate. Până să fi venit legea, până să fi venit Leviticul, până să fi venit ritualurile, asta era planul mântuirii. Dumnezeu avea prin credință să socotească pe toți ce vor crede, neprihăniți în El, drept credincioși, fără niciun păcat, cu drept de intrare în raiul lui Dumnezeu. Asta avea să facă Dumnezeu prin credință. Și această veste bună numită Evanghelie, adică Evanghelia care noi o propovăduim, a fost vestită mai devreme înainte ca Avram să creadă. Aici invocă Pavel un argument din Geneza capitolul 12. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Știți că acolo nu spune că Avram a crezut? Acolo nu spune că Avram deja avusese o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: ești din casa tatălui tău, căci am să te fac un neam foarte mare și toate națiunile pământului în tine vor fi binecuvântate. Și Avram pleacă de acasă. Nu că a ascultat, nu că a avut el un sentiment, nu acolo a crezut. Ne spune în 15 că a crezut promisiunea. Ceea ce înseamnă că această promisiune a mântuirii precede orice am putea să facem noi. Se bazează pe lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Promisiunea precede chiar planul mântuirii. Așadar, dragii mei, se întoarce Apostolul Pavel, versetul 9, așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Mântuirea vine doar în baza credinței în jertfa Domnului Isus Hristos. Și aici apare problema neamului, că evreii spuneau: noi suntem fiii lui Avram, noi suntem descendenți de drepți al lui Avram, noi avem drept la mântuire. Și Ioan Botezătorul le spune când veneau la botez: nu spuneți în inima voastră, suntem fiii lui Avram, că Dumnezeu din pietrele astea poate să facă fiii lui Avram. Dacă voi sunteți fiii lui Avram, atunci aveți credința lui Avram. Dar nu aveau. Aici este problema. Nimeni nu poate spune: tata, mama, bunicul e pocăit, de aceea sunt și eu pocăit. Pocăit ești doar dacă vii la pocăință, dacă vii la Dumnezeu. Printr-o expresie clasică, dragii mei, Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are numai copii. Ori ești copilul său, că nepot nu poți să fii, rudă cu Dumnezeu nu poți să fii. Ești ori fiu sau nu ești fiu. Și fiu devii doar prin credința în Dumnezeu. Și aici vine argumentul contra legalismului. Spunea Thomas Schreiner foarte frumos: cea mai mare mângâiere este acest adevăr, pentru că deseori suntem consumați de performanța noastră. Deci uitați-vă la noi în pocăința noastră practică. Noi ne luptăm zilnic, zice noi, să trăim pocăința și facem eforturi să fim pocăiți așa cum trebuie. În momentul când nu suntem pocăiți cum trebuie, zicem, am falimentat. Oare mă mai iartă Dumnezeu, mă mai iubește Dumnezeu, mă mai duce Dumnezeu în rai? Avem o continuă luptă în mintea și în inima noastră dacă suntem sau nu suntem. Un om care este mântuit are garanția și siguranța mântuirii orice s-ar întâmpla, că el crede în Hristos. Revin îndată să explicăm de ce. Spune mai departe Schreiner în mod remarcabil: dacă ne simțim superiori sau inferiori altora, suntem vinovați de mândrie. Dacă ne simțim superiori, suntem vinovați de mândrie pentru că ne credem mai buni decât alți oameni. Dacă ne simțim inferiori, suntem tot vinovați de mândrie, pentru că cu greu suportăm gândul că suntem mai răi decât alți oameni. Nu vrem ca alții să vadă că suntem atât de slabi, așa că roșim de rușine. Putem aplica acest lucru și în alte domenii. Persoanele morale se mândresc cu cât de bune sunt, că ei, spre deosebire de alții, trăiesc o viață virtuoasă. Noi, de bună oară. Dar o persoană care încalcă normele morale, ăia care n-au niciun fel de lege, de asemenea sunt mândri. Ei se pot lăuda că nu sunt limitați de reguli stupide ca și ceilalți. Cât de subtilă este mândria! Putem chiar să și devenim mândri de faptul că suntem mai sensibili la mândria noastră decât alții. Singura noastră speranță este Evanghelia, căci acolo ne odihnim pe ceea ce Hristos a făcut pentru noi, în loc să ne lăudăm cu noi înșine. Eu sunt mântuit, dragii mei, nu pentru că mă comport creștinește frumos, nu beau, nu bat, nu înjur, nu curvesc. Nu de aia sunt mântuit. Eu sunt mântuit pentru că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele. Și crezând în Isus Hristos, am fost considerat drept, just, curat în fața Domnului. Cu toate greșelile și păcatele din viața mea, Dumnezeu mă vede sfânt și curat în ochii Lui, pentru că am crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos. Credința, așadar, nu este o faptă în sine, dar din ea derivă, dacă vreți, lucrarea credinței și a credincioșiei de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Și acum observați, de fapt, cum se îmbină atât de frumos toate lucrurile. Credința ne duce la o viață frumoasă prin baza încrederii. De bună oară, dacă ai încredere în mecanicul tău, îi vei respecta integritatea când ți-a lucrat și nu vei pune la îndoială ce ți-a zis. Dacă ți-a spus că ți-a schimbat frânele și ai încredere în mecanic, crezi că ți-a schimbat frânele. Pleci de acolo liniștit că ți-a schimbat frânele. De asemenea, dacă nu crezi în doctorul tău de familie, când îți dă un diagnostic și îți dă o prescripție, nu o vei lua, deoarece nu respecti integritatea lui, nu-l onorezi, nu-i respecti onoarea. De aceea, dragii mei, prin aceasta explicăm relația dintre credință și credincioșie. Dacă crezi pe Dumnezeu cu adevărat, Avram a crezut pe Dumnezeu. Prin urmare, ceva se întâmplă. Dumnezeu, în baza credinței, îl consideră drept neprihănit. Dar pentru că Avram îl crede pe Dumnezeu, el are o încredere deplină în ceea ce spune Dumnezeu și acționează în baza cuvintelor lui Dumnezeu. Și aici vine întreaga lucrare a mântuirii. Eu cred din toată inima că Isus Hristos este Domnul. Eu cred din toată inima că Isus Hristos m-a mântuit. Eu cred din toată inima că Iisus Hristos a spus: nu-i voie să vorbești de rău. Și din cauza că eu cred în Iisus Hristos, nu-mi permit să vorbesc de rău. Pentru că îl cred pe Hristos. Că dacă nu l-aș crede, aș vorbi de rău. Observați situația? Eu cred că Dumnezeu a spus să nu curvești. Prin urmare, pentru că eu cred în Dumnezeu care a spus să nu curvești, nu-mi permit să curvesc, pentru că îl cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Așa se explică viața trăită și credința în Dumnezeu. Ele izvorăsc din această lucrare a mântuirii. Credința îl onorează pe Dumnezeu, deoarece îl consider pe el demn de încredere. Așadar, ascultarea noastră de Dumnezeu curge din credința noastră în El. De aceea, dacă încerci să conformezi pe cineva la standardul pocăinței române pentecostale, ai să eșuezi amarnic, pentru că nu crede în Dumnezeu. În momentul când crede în Dumnezeu, când crede în Hristos, din relația aceea cu Dumnezeu va izvorâ ascultarea, va izvorâ credincioșia. Pe oamenii și trebuie să-i tot spui, mai fiți pocăiți, fiți cuminți, îmbrăcați-vă decent, veniți la adunare, pentru că ăsta a crezut. Și pentru că a crezut, se comportă ca atare. Cam pe aici ne testăm în biserică cu adevărat cine crede și cine nu crede. Martin Luther spunea, a crede înseamnă a-ți pune toată încrederea în El. De aceea credința nu este doar facultativ. Aici apare blocajul la care poate mulți v-ați oprit un pic mai devreme când a spus sunt socotit drept doar prin credință, nu prin ce fac. Nu contează ce fac, pentru că am crezut în El. Păi spune, vai frate, nu se poate spune așa ceva. Pentru că credința nu este facultativă. Cred că a fost Dumnezeu, na, fain. Și de acum fac ce vreau. Nu există. Pentru că îl cred, am încredere deplină în El, voi face ce spune El. Urmează natural din viața mea de credință să fac ce scrie Dumnezeu în cartea asta. Altminteri, n-am crezut. Mă măgulesc. Facultativ cred. Dar în inima mea n-a pătruns credința mântuitoare. Acum, cel mai important lucru care vreau să-l ascultați în încheiere. Noi suntem mântuiți prin această declarație pozițională de neprihănire, cu toate că prezența păcatului rămâne în noi. Ascultați-mă foarte bine că aici nu vreau să greșească nimeni. În momentul când noi credem în El, Duhul Sfânt intervine în noi și rupe puterea păcatului. Noi nu mai suntem sub puterea păcatului. De aceea păcatul nu mai stăpânește peste noi. De aceea nu mai suntem târâți încoace și încolo, ci prin Duhul Sfânt avem capacitatea de înfrânare, de răbdare, de ascultare, că Duhul Sfânt este în noi. Dar prezența păcatului nu dispare din noi. De aceea Romani 8 spune, noi da, am fost mântuiți și cu toate că suntem mântuiți și așteptăm învierea, trupul nostru încă este dat morții din pricina păcatului, care locuiește în noi. În carnea noastră, în identitatea umană, încă rezidă acest microb. De acest microb vom fi vindecați pe deplin doar în ziua când vom fi glorificați. Adică după ce murim sau suntem răpiți și Dumnezeu ne va da trupuri de slavă, atunci acest trup vechi va fi băgat în pământ și va încolți o plantă nouă, cum explicam în Corinteni 15, va ieși un trup de slavă în care nu va mai fi nimic coruptibil sau corupt. Atunci vom fi cu adevărat ca El. Până atunci, eu încă am în mine această esență și prezență a păcatului. Eu sunt mântuit pentru că am crezut de plin în El și El mă declară neprihănit. Dar eu încă sunt cu această prezență de păcat. Și de aceea Ioan spune, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos. Pe cine? Pe Dumnezeu. Păi cum adică spui că tu n-ai păcat? Păi frate, eu sunt pocăit, eu nu mai păcătuiesc. Doamne ajută! Dar încă ai păcat. De aceea eu zilnic sunt chemat să mă evaluez, să mă cercetez, să mă mărturisesc. A, bine, n-ai curvit. Mă, frate, nici n-ai voie să faci ceva. Dar mă reîntorc. Ce facem cu păcatele acceptabile? Că-s păcate, dragii mei. Vorbire de rău, mânie, invidie, blasfemie și câte altele. Cu alea ce ne facem? Că-s păcate. Pe alea le înghițim ca și gălușca, că alea nu contează. Îs probleme. Alea încă sunt în noi. Și toată viața noastră, Duhul Sfânt ne prelucrează ca un învățător care ne învață să trăim tot mai aproape de Dumnezeu. Harul ăsta e un învățător care ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești. Proporțional cu credința mea în Dumnezeu, voi avea, dacă vreți, performanță spirituală. Cu cât mai mult cred în El, cu atât mai bine performez spiritual. Cu cât mai puțin cred în El, cu atât mai rău performez spiritual. Așadar, aș vrea să înțelegeți că în măsura în care credința mea în Dumnezeu crește, voi face tot mai mult ce scrie în cartea aceasta. Și în timp ce credința mea scade, păcatul va câștiga teren în viața mea. De aceea, în momentul când eu păcătuiesc, acum mântuit fiind, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt va trebui să mă condamne aspru și în momentul acela fug înapoi la Dumnezeu, fug la mărturisire, mă căiesc, îmi pare rău, plâng înaintea Lui. Crezând în El, eu sunt iertat prin jertfa Lui Hristos, de păcatul meu, oricare ar fi fost el. Dumnezeu mă iartă și pentru că am alungat acel păcat din cugetul meu, credința mea merge crescând. De altfel, credința crește și sporește prin ce, dragii mei? Credința vine în urma auzirii. Și auzirea prin? Asta e problema. Păi dacă nu petreci timp cu cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să crezi. N-ai cum să ai putere, n-ai cum să birui păcatul. Pentru că eu, citind prin cuvântul Domnului, lepădați dar orice vicleșug, orice răutate, orice clevetire, orice vorbire de rău, citindu-le astea, eu înțeleg ce vrea Dumnezeu. Pentru că eu am încredere deplină în El care m-a mântuit, eu vreau să fac ce zice El. Și prin urmare, trăiesc ca atare, cum spune cuvântul Domnului. Devin un pocăit respectabil. Și aici mă reîntorc. De aceea purtăm batic, de aceea ne îmbrăcăm cuvincios, de aceea ne tundem părul, de aceea ne comportăm creștinești, într-un cuvânt. Pentru că am crezut în Cel ce ne-a mântuit, lăudat să fie numele. Astea toate izvorăsc din natura mântuirii. În momentul când eu păcătuiesc, cugetul meu este afectat. Spunea Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19. Să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci, dragii mei, în momentul când eu păcătuiesc, cugetul meu se întinează. De exemplu, unul spune, bă, frate, chiar e așa un păcat să bei un pahar de vin? Chiar așa un păcat? Hai, Doamne, iartă-mă, ok, nu mă îmbăt, nu bat pe nimeni, dar un pahar de vin, care e problema? Și spune, bă, eu beam un pahar de vin. El pozițional este neprihănit pentru că el crede cu adevărat în Dumnezeu. Dar fapta aceasta, care este contrară voii lui Dumnezeu, îi pătează cugetul lui. El nu mai are o siguranță deplină. Dacă el va persista să mai bea un pahar de vin, bea un pahar de whisky, într-o zi chiar se îmbată, într-o zi bate pe cineva, toate lucrurile astea tot mai tare înnegresc cugetul lui, până într-o zi când cugetul lui, înnăbușit de păcat, moare și în ziua aceea cade din credință. În ziua aceea își pierde mântuirea. Dacă el se sesizează în timpul acesta, prin semnalele trimise de Dumnezeu, prin predică, prin prorocie, printr-o cântare, printr-o poezie, prin sfatul Duhului Sfânt interior, și își dă seama că are o problemă și strigă, Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă! Dumnezeu în milă îl iartă. În baza mărturisirii, în baza lepădării păcatului, îl iartă și el sporește iară, crește iară în credință. Așa lucrează planul și lucrarea mântuirii. De aceea v-am spus că dacă înțelegem corect acest mesaj, viața noastră ia o nuanță complet diferită. Când îți dai seama că, crezând în El, tu ai fost deja considerat sfânt, tu acum, dacă mori, mergi în rai. Dumnezeu te iubește. E un har deosebit. Asta e bucuria mântuirii. Asta te face să te închini în fața Lui, să-i cânți cântări de laudă, să fii plin de bucurie, să radiezi de har, că Dumnezeu te-a mântuit. Asta te ferește de păcat. Pentru că îți dai seama că dacă te-a mântuit și tu crezi în El, nu-ți permiți să faci ce nu-i place Lui. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți Lui. De ce? Pentru că am crezut în El. În măsura în care îmi permit să cochetez cu firea pământească din cauza prezenței păcatului din mine și tot mai mult mă duc pe calea păcatului, cugetul meu este afectat și tot mai tare Duhul Sfânt se depărtează de mine. Într-o zi s-ar putea să fiu abandonat și să fiu lepădat. Doamne ferește de așa ceva. Asta este lucrarea mântuirii din prisma eternă. Unii vor spune, bine frate, și dacă așa stă treaba, păi ce rost o mai avut legea? Ce rost au mai avut Sinai, rânduieli, 613 argumente în lege? Ce rost au alea? Aceste întrebări, Apostolul Pavel le răspunde mai târziu. Vom reveni asupra lor. Până aici, zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul care ne-a mântuit prin jertfa Domnului Hristos. Dragii mei, sporiți în credință în Domnul Isus Hristos. să fiți creștini maturi în credință. Ca să fiți maturi, citiți cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă neîncetat, aveți părtășie cu Duhul Sfânt. În măsura în care veți crește în credință, veți scădea în păcat. În măsura în care veți crește în credință, veți crește în conduita morală. În măsura în care veți crește în credință, veți fi oameni respectabili în ochii oamenilor și al lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta, amin. Mulțumim pentru că ați ascultat acest cuvânt de învățătură. Dacă vreți să ascultați următorul mesaj, puteți apăsa pe imaginea din partea dreaptă. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze!